Salut, sunt Silviu și azi o să vă povestesc ce am găsit după ce am desfăcut filtrul de polen la Dacia Spring. Sau chiar așa, am oare filtrul de polen? De ce am făcut asta? Eram curios să văd cât din Dacia Spring este Renault și cât este doar tehnologie chinezească cumpărată de Renault. Și ce am descoperit, vă prezint în clipul de azi. Caroseria Dacia Spring este derivată din Renault Kwid, un autoturism conceput de Renault pentru piețele foarte sărace din India sau Brazilia, de exemplu, da, dacă vă vine să credeți, există piețe și mai sărace decât România. Lansat în 2015, Renault Kwid a avut două motoare, cel mai slab pe undeva pe la 53 de cai putere și un preț de pornire, atenție, de 3.884 de dolari, adică vreo 3.300 de euro, caroserie plus motor. Deși inițial arta oarecum diferit, versiunile moderne de cu facelift de Renault Kwid arată atât la exterior cât și la interior foarte similar cu Dacia Spring. E adevărat, din ce am verificat, acum costă un pic mai mult, în jur de 4.400 de euro toată mașina. Așadar, Renault a luat o mașină gândită să fie deja extrem de ieftină, cu o reducere de costuri dusă la paroxism, și a montat un tren de rulare electric, achiziționat și el din altă parte, pe aceleași principii, de cel mai ieftin preț. Din fericire, grupul motopropulsor electric vine cu multe avantaje tipice tehnologiei. Nu trebuie să schimbi vitezele, totul merge fin, fără vibrații, fără zgomote de motor turat, chiar dacă există totuși un țiuit al motorului. Întreținerea e foarte ieftină, nu mai ai grijă uleiului, e foarte confortabil și plăcut de folosit în oraș, și așa mai departe. Eu pe canalul acesta de peste un an jumătate am prezentat aceste avantaje și cât de mult contează ele în viața de zi cu zi. De aceea, așa cum era de așteptat, trenul de rulare electrică a impresionat și încântat foarte mulți posesori de Dacia Spring, atât de mult încât i-a făcut chiar să treacă cu vederea peste numeroasele dezavantaje ale restului mașinii, care din păcate a rămas la nivelul de Renault Kwid, o mașină gândită de la început nu neapărat pentru oraș, ci pe principiul costului redus necesar în țările de lumea a treia. Constrângerile de preț au dus în final la limitările de folosire a mașinii la mediul urban. Însă, precum se poate vedea din poze, Renault aproape că nu s-a obosit să facă vreo modificare în afară de cele stilistice de branduire restului mașinii, excluzând transplantul de tren de rulare electric. Reducerea de costuri a fost efectiv una extremă. Au luat cea mai ieftină caroserie produsă, care, atenție, costă 3.800 de dolari, ok, bine, acum poate un pic mai scump. Au cumpărat cel mai ieftin tren de rulare pe care l-au găsit la chinezi și gata, am avut acest Spring. Dezamăgirea mea este că s-au mulțumit să iau o mașină gândită pentru lumea a treia și să mizeze pe încântarea produsă de trenul electric, fără să mai facă niciun efort în a îmbunătăți, aproape niciun efort, în a îmbunătăți restul mașinii în vreun fel. Mai ales că majoritatea îmbunătățirilor erau chestii mici, care nu ar fi costat enorm, mai ales comparativ cu restul noilor componente. De exemplu, dacă renunțau la un kilowattoră din capacitatea bateriei, puteau economisi 200-300 de euro, poate chiar mai mult, iar impactul asupra autonomiei era neglijabil, mai ales dată fiind folosirea ei în mediul urban. Însă cei 200-300 de euro economisiți îi puteai folosi să pui un bec în portbagaj, scaune reglabile pe înălțime, un cup holder, un ștergător care șterge tot parbrizul, niște butoane pentru geamurile spate în față, o insonorizare decentă și 2-3 boxe poate prin uși sau ceva mai bune decât cele existente. Și dacă vi se pare imposibil, înseamnă că nu știți de fapt care sunt costurile reale în producția de mașini. Repet, Renault a vândut la 3.000 și ceva de euro o mașină completă în India, motor, cutie de viteze și caroseria 90% la fel ca Dacia Spring. Însă Renault ar fi arătat că ar fi făcut un efort să aducă un pic mașina la un standard mai înalt. Excepția aici face sistemul de siguranță, cu care Renault se laudă că l-a îmbunătățit, dar la care probabil nu a avut de ales. O evaluare de 0 stele la euro în cap ar fi dus la o prăbușire a vânzărilor. Revenim la filtrul de polen. Acesta face parte din unitatea HVAC, adică Heating, Ventilation and Air Conditioning. E evident, diferă un pic față de cea de la un motor termic, pentru că nu mai e antigelul care să te ajute la crearea căldurii. Și curiozitatea mea a fost următoarea. S-a obosit Renault să realizeze o unitate HVAC nouă specială pentru Dacia Spring? Sau măcar să modifice una existentă de pe Renault Kwid? S-au lăsat inclusiv sarcina asta pe umerii chinezilor. E bine, am scos filtrul de polen să văd proveniența lui. Prima veste bună este că filtrul de polen,
care este probabil cea mai des înlocuită piesă la o mașină electrică, este foarte ușor de accesat. Ai desfăcut un șurub, tragi de capac ușor în jos și gata, ai acces la filtru de polen. Îl poți scoate foarte ușor, trebuind doar să îndoi un pic de el să-l scoți afară. Ca să-l introduci, operațiunile în sens invers. Asta înseamnă că poți să schimbi și singur filtrul de polen acasă, de fiecare dată când ai chef, nu trebuie să depinzi de servici pentru asta. Asta dacă știi ce să cumperi. Pentru că, odată ce îl scoți, o să vezi că nici măcar nu există un cod de Dacia Renault înscris pe el. Indiciu că Renault nu s-a obosit să se ocupe de unitatea de căldură. Cu toate acestea, din clipurile vizionate de mine de pe internet, referitoare la schimbarea filtrului de polen la Renault Kwid, cele două unități par să fie destul de asemănătoare, iar filtrul de polen chiar la fel. Așadar, dacă vrei să schimbi filtrul de polen, ce faci? Te duci la reprezentanța Renault Dacia, care se vor asigura că îți vor cere un preț decent pentru această operațiune. Filtrul în sine este cel mai mic, ușor și subțire filtru de polen pe care l-am văzut vreodată. Deci probabil 250 de lei în rețeaua Dacia. Însă am mers mai departe. Am luat vin și am căutat în rețeaua Renault, pe vinul specific, un cod pentru filtrul de polen. Și codul acela este următorul. 82017287 61. Asta este codul intern. Am căutat la un magazin de piese auto, la un singur furnizor am găsit prin Germania, dacă nu, și 75 de lei. În retrospectivă, situația nu e așa nasoală. Prima generație Logan, până la facelift, dacă nu mă înșel, nu a avut deloc filtru de polen. Țin minte și acum că la Loganul 1.4 GPL din 2008 pe care l-am avut, am decupat cu un cutter plasticul din lateral pentru a face loc să introduc filtrul de polen. Desfacerea filtrului de polen mai scoate la nivel o potențială problemă mașinii, care era totuși ușor de intuit. Faptul că Renault folosește o caroserie care nu a fost comercializată până acum în România și nici în Europa, poate duce la potențiale întârzieri în furnizarea de piese de schimb. Iar problema se extinde până la nivelul consumabililor. Prima generație Logan, chiar dacă nu a avut din fabrică filtrul de polen pentru că folosea unitatea de ventilație preluată de pe alte modele Renault, puteai găsi încă de la lansare numeroase oferte de filtru de polen, atât pe origine cât și pe aftermarket. În cazul de față, pentru că Dacia Spring folosește un filtru de polen care se regăsește pe modele Renault care nu se comercializează în Europa, disponibilitatea pentru filtre este relativ mică, mai ales acum la început. Bun, am reușit să vă arăt însă cât de simplu se poate schimba filtrul de polen, ce cod intern puteți folosi dacă vreți să vă comandați unul și cam ce nivel de efort a făcut Renault în a adapta mașina destinată piețelor sărace pentru piața din Europa, adică mai deloc. Cât de mult se va reflecta asta în vânzări vom vedea în lunile următoare, mai ales după ce vor trece vânzările mai mari specifice lansării modelului și onorării comenzilor de pe mai multe luni. Dacă aveți și alte întrebări și opinii, vă aștept în comentarii. Dacă ești posesor de Spring și ești deranjat de aspectele negative pe care le-am remarcat, gândește-te că sunt șanse mari ca asta să arate o nesiguranță personală față de alegerea pe care ai făcut-o. Iar cu cât comentezi mai abitiri, cu atât demonstrezi mai mult asta. În rest, ca de obicei, până la clipul viitor, salut!